Prima dată am mâncat coșmarul lui Guguță în Orlando și acum mănânc în Moldova. Ce este pe fundal aici? Sunt în salonul care de fapt este locul de muncă a unui consătean de-al meu, din Lopatnic, pe care îl cheamă Andrei Moldovan. Și o să pun aici linkul ca să vedeți toate picturile pe care le face el. Din 2018 a început să picteze și să vedeți că are un adevărat talent. Deci eu aici am dormit ca la couchsurfing. Andrei, mai ținut 3 nopți deja. 4, nu mai țin minte. Noi am venit cu mama la aeroport. Mama n-a putut să plece imediat în Lopatnic și a venit și ea cu mine. Și am zis numai decât să filmez ce face acest băiat. Dar el nu prea vroia, în fine. Eu cred că oamenii cu talent trebuie să fie promovați. Și vă arăt imediat toate picturile pe care le-am văzut la el în casă, pentru că este o adevărată galerie de artă. Este terminat. Dar stai puțin, dar asta ce înseamnă? Asta. Ce? Culorile opozite. Când pui o culoare lângă culoare, arată mai intens. Ah, iată cum, dacă pui galben lângă violet, galben o să arate mai intens decât dacă ai să-l pui lângă orange. A, pentru mine asta îmi trebuie pentru videouri să învăț. Da, culorile. Mm-hmm. Asta e o regulă și să nu o uiți, trebuie mereu să o ai cu tine. Ah, că înțeles. Nu poți să o ții mereu în minte. Ok. Aici sunt culorile. Astea de unde le iai? Din America? America, Anglia. Majoritatea. Ce costă taxele care trebuie să le plătești? Sunt și rusești câteva de la noi. Dar care sunt cea mai bună calitate? America, nu? Americani. Da, ăștia chinezi nu fac. Ah, uite, vreau și eu așa ceva, uite ce frumos. Este micuț, o să fie da. Un urs în America. Apoi văd că e din Alaska. Da, și da. Imediat am văzut schița. Dar aici ce e schițat? Ce aici e schițat tot un fel de apus de soare. Aha. Și apoi urmă să-i un iaz așa, o... Și tu asta le iai din imaginația ta, nu te uiți de pe ceva? Ei mă conduc, nu chiar imaginație. Rară mă uză de asemenea. Facem o vizită în galeria pictorului Andrei. A, da, apropo, eu am fost în casa lui în 2019 și am văzut acest tablou, dar acest tablou a fost cerut să fie, aș spune, reprodus de două persoane diferite și iată că, ce se poate de făcut într-o lună de zi, zi de zi, câte 9 ore pe zi? 16! O, eu nebunesc! Și să vă arăt, asta Bonaparte l-ai făcut în 2018. Atunci tu ai început să pictezi? Da. Eu, domnul a început să pictezi în 2018. Iar e pentru primele. Asta nu e de vânzare. Nu. Asta e al tău pentru totdeauna. Așa, mai departe. Mergem spre Alaska. Tu în Alaska ai făcut expoziție și ai vândut tablouri acolo. Care le... Ok, oprești ca să... Dar de unde tu ai făcut aurora boreală? Unde e asta? În Larsen Bay, Alaska. A, și tu așa ai văzut-o? Da. Wow, ce frumos. Atunci, prima dată în Alaska ai văzut aurora? Da. Ce impresie ai avut? Fabulous. Ca un copil, nu? Uh-huh. Deci toate tablourile astea sunt pictate în Alaska. Doar, bine, nu. Gramatica Alaska, pictate acasă. Wow! Da. Tematica e. Am înțeles. Dar nu, tu pictezi și acolo, numai că nu sunt astea. Da, și acolo. Pictat, dar nu sunt astea. Acolo am vândut
Le-am vândut de mult. Da, da, da. Da, el a făcut acolo expoziție în 2020, chiar în timp de pandemie, că eu te urmăresc pe Facebook și tot. Frumoasă scena din pădure. Da, și am văzut ceva care încă atunci când a fost prin 2019 la tine și mi-ai zis că ai făcut asta în 2012? Da. Câte zile ți-a luat? Timp de un an poate am mai lucrat. Timp de un an? Wow! Tu ești foarte răbdător. Da. Bine, aici ce, iarăși Alaska, da. Acesta este râul de Gheghic. Râul de Gheghic. Da, acolo unde eu vreau să vin să-i fac o surpriză, dar nu am găsit niciun bărbat care să mă ia cu avionul și să mă duc acolo. Da. Cu avionul de ocazie. Deci asta i-a pus o de soare. Stai că îmi ziceai că care priveliște aia pe care o vedeai de la Tianjin? Toate trei. Toate trei, de acasă. Da, da, de acasă. În casa ta din satul Lopadne, care este marginea satului. Foarte frumos. Îmi place anume cum redai lumina. Asta e cel mai greu în pictură, să atingi, să redai lumina. Da? Da. Dar, de fapt, lumina e cea mai importantă și în fotografie. Și da. Fotografie. Mai ales în pictură. Și în filme, când e întuneric, exact, da, da, da. Exact. Lumina. Ca să obții efectul de lumină într-o pictură, trebuie să ai umbrele cât mai întunecate și transparente în același timp. Da. Iar lumina, punctele luminoase, trebuie să fie de culoare opacă, nici de cum transparente. Trebuie să folosești culori opaci. Da, da, da. Și evident luminoasă. Astfel obții un efect luminos mai puternic în pictură. Mm-hmm. Mie îmi place... Asta a fost Rembrandt, o utilizat așa ceva... Caravaggio. De când tu ai început să te interesezi la pictură? Adică când erai copil pictai sau? Când era copil în creion. În creion. Da, în creion. Flamastere, creioane, da, era așa. Da, da. Dar uleiul din 2018. Ți-ai făcut salonul, ți l-ai transformat în atelier. Într-un mini atelier. Mini atelier, da, unde tu poți să stai 16 ore pe zi și să pictezi. Da, chiar. Cu riscul că utilizăm culori de pe bază de plumb, rublev. Da. Care să, dacă... Dar ele sunt toxice? Sunt toxice. Da, nu și prin respirație, dar să nu le înghiți. Ok. Este să nu pui, pe, scump, de exemplu, pe degete și pe urmă să pui la... Da, da, da. Rublev. Mm-hmm. Da, și dacă vă interesează să cumpărați un tablou? De la $400 în sus. $400 în sus. Depinde de mărime, de cât timp ai și cât schimbat, și cât materie ai. Materie ai, primul exact, foarte mult. Pentru că tu văd că folosești pânză și pare să fie de bună calitate. Eu nu mă pricep, dar tu te pricepi. Cum ai învățat toate astea? Încetul cu încetul? Din citite? Eu mă văd pe mine. Cum? Da. Dorință proprie. Doriți să popie, da, așa. De știți că noi toți avem un talent, dar noi trebuie să-l explorăm. Să-l explorez. Și ce interesant că talentul deseori el e de mic copil, dar noi nu l-am explorat. Și el și la în 2008. Și ca să o spune, toți copiii sunt picturi de mici, sunt artiști. Problema e cum să rămâi artist când ești mare. Societatea nu te vrea artist. El te vrea forță de muncă. El nu te vrea să călătorești. El nu te vrea să pictezi, să cânți. Acum eu înțeleg de ce puțin abonați am pe vlog, pentru că eu călătoresc și nu călătoresc ca un turist, dar ca un călător. Și eu, oamenilor nu le place să fie un călător. Lor le trebuie acolo cu la pachet, de lux. Așa e societatea creată pe bază exact, de asta. Exact. Îți bagă frică în tine, că tu nu poți să te călătorești de unul singur, că acolo e... Da, și de ce te duci la oameni acasă? Că cerșești și au tot felul de stereotipuri în cap. Când omul te primește cu dragă inimă la el acasă și să-ți arăte cu dragă inimă acasă, zâmbește aici, nu vrea să apară la...
Deci eu o să pun link-ul și o să vedeți, el are acolo, a făcut și interviuri aici în Moldova și o să vedeți că are pagina lui și dacă vă interesează chiar puteți să dați poza voastră, așa, și de pe poză să pictezi. Da. Dar să fie poza de bună calitate, cu pixel câți? HD. HD, iată. Am ajuns la Teleradio Moldova. Haideți să facem un interviu și aici pentru copii și călătorii. Doar eu sunt un copil al lumii? A, da? Da, backstage. Numai eu nu îți pot face. Eu sunt. Asta e. O să facem deci... fotografie comună, da? A, eu, nu, aici era o mică, un mic filmuleț ca să-l bag în vlogul meu, ca să spun că am fost aici pe platou și noi am făcut un interviu, am vorbit despre planetă, despre impactul oamenilor asupra planetei, despre problemele de climă, de... refugiați, de tot ce am văzut eu pe parcursul călătoriilor mele. Și într-adevăr, ca să înțelegeți despre ce este vorba, o să pun un link sau chiar dacă îmi dați videoul să-l bag la mine pe canal și să aveți și voi idee de, despre ce este vorba, adică despre o muncă care e o muncă de lungă durată, de echipă, de... De lumea, de tot globul. Da, peste tot globul pământesc. Da. Deci, ține de responsabilitatea fiecăruia, nu numai despre de acești oameni care se implică aici în societatea creatoare, dar și de mine, de voi, de voi, de noi, deci ați înțeles. Suntem la televiziunea Moldovei, facem un reportaj pentru emisiunea Moldovenii de pretutindeni. Cred că ați auzit, Moldovenii de pretutindeni. Pentru vlogul meu, ca să spun că ajuns la emisiunea Moldovenii de pretutindeni, unde, în ce țară aflam când am făcut live-ul? Eu nu mi-aduc aminte. Îmi pare mie că în Statele Unite. În Statele Unite? E posibil, pentru că eu am stat vreo 5 luni și jumătate. Da, îmi pare mie că atunci. Da. Și uite cât am prins în Moldova. Da, și încă am multe de povestit, pentru că la mine fiecare călătorie și are istoria sa. Așa că urmăriți emisiunea noastră. Da! Iată așa, mulțumesc foarte mult. Te mai așteptăm, Natalia. Mulțumesc foarte mult. A fost un interviu foarte interesant, mi-a plăcut, așa că o să pun anunțul să îl vedeți și poate reușesc să-l bag și eu pe YouTube, pentru că au fost întrebări, unele întrebări au fost noi și impresionante. Mi-e dor de voi, mi-e dor de casă, mi-e dor să stau cu voi la masă, mi-e dor de casa părintească, mi-e dor de vatra strămoșească, mi-e dor așa cum să spuneam, mi-e dor de frunza de pe ram, mi-e dor să văd privind pe geam. Borș scăzut este specialitatea casei și nu o găsiți în toată ziua, sunt zile speciale. O plăcintă cu cartofi și brânză de oi și desigur o ciorbă cu fasole și carne de vită. Sigur, murături și sănină.
pline sare. Deci Giurul este o microregiune în Tahiti. Aici vedem un cu totul. M-a dat, am mâncat coșmalul guguță în Orlando și acum mănânc în Moldova. Prieteni dragi, trebuie numai decât să vă fac cunoștință cu această ființă minunată. Corina, te rog, prezintă-te. Tu ești ghid turistic, faci caritate, călătorești. Adică spune cum ai putea să ajuți oamenii care vin în Moldova. Eu sunt o foarte mare patriotă a Republicii Moldova și de asta am rămas, am decis să rămân aici, cu toate că am călătorit mult și am descoperit că străinilor foarte mult le place țara noastră și anume autenticitatea țării noastre și respectiv îmi place foarte mult să lucrez cu turiștii, îi preiau de la aeroport și pot să le organizez tot felul de activități autentice, începând de la masterclass-uri de gătit bucate moldovenești, toate vinăriile care sunt interesante, mici, mari și așa mai departe. Și tu și șofezi, adică tu faci și ghid turistic, da. Și îți împrumuți și mașina și tot aceasta este, da, la pachet? Tot împreună, da. Da. Și organizăm în funcție de ce își dorește persoana să vadă aici, de ce își dorește să facă. În Transnistria ai fost? În Transnistria, da, am fost. Este interesant pentru străini. Este o țară inexistentă care de fapt este un muzeu a Uniunii Sovietice. Un muzeu viu. Da. Și este un loc în care foarte mulți turiști vor să meargă. Așa că putem merge și acolo. Bine, eu o să fac, să știi că abia aștept să revin în țară și să mergem împreună și poate cu americanul. Tot vorbesc, tot mă gândesc că o să facem aceasta. Neapărat. Și spune puțin despre asociația de caritate. Da, fac voluntariat într-o organizație de caritate de 10 ani, se numește Philokalia. Denumirea vine din greacă, philo este dragoste și kalia este frumos, dragostea pentru frumos. Și noi facem lucruri frumoase, avem campanii anuale. Și foarte multă lume se implică, ne ajută și diaspora și ajutăm familiile social vulnerabile, bătrânii singuratici. Dacă o să mergeți pe pagina noastră de Facebook, acolo sunt foarte multe poze unde se vede exact ce facem noi. Bine, mulțumesc foarte mult și îți doresc un an nou plin de sănătate, fericire și succese. Mersi foarte mult, de asemenea și în călătorii. We'll be right back.